La sfârșitul săptămânii s-a desfășurat la Sfântul Gheorghe un maraton de încondeiere a ouălor de Paști, ce a ținut aproape 20 de ore. Maratonul aflat la a doua ediție a avut un succes de plin, fiind pe plac atât copiilor, femeilor, cât și bărbaților care au participat. Maratonul de încondeat ouă a fost organizat în ideea păstrării tradițiilor. Astfel, potrivit acestora, ouăle încondeate poartă o serie de semnificații, unde fiecare ornament transmite câte un mesaj. Spre exemplu, frunzele simbolizează puterea, potcoava înseamnă noroc. Palma sau degetele semnifică o ocrotirea. Acestea sunt doar câteva dintre motivele folosite în zona Sfântul Gheorghe, scrie portalul Mesagerul de Covasna.